Nivelul de neliniște socială din țările Uniunii Europene este mai ridicat decât în orice altă parte a lumii, în condițiile accentuării decalajului dintre bogați și săraci, care constituie un important factor declanșator pentru tulburări sociale, avertizează Organizația Internațională a Muncii într-un raport făcut public la Geneva. Nivelul de agitație socială, manifestat prin greve, încetări ale lucrului, proteste stradale și demonstrații, a crescut în majoritatea țărilor după criza economică și financiară începută în 2008. Potrivit raportului anual Lumea Muncii. Cel mai mare risc de asemenea manifestări se înregistrează în rândul țărilor UE, unde raportul a constatat o creștere a acestuia la 46% în perioada 2011-2012, față de 34% înainte de criză în perioada 2006-2007. Cele mai vulnerabile state în acest sens sunt Ciprul, Republica Cehă, Grecia, Italia, Portugalia, Slovenia și Spania. Pe ansamblu, riscul de tulburări sociale în UE este probabil urmarea răspunsurilor date de factorii de decizie politică la criza datorită suverane și a impactului lor asupra vieții oamenilor și a percepției bunăstării, a explicat Agenția Națiunilor Unite. Potrivit Organizației Internaționale a Muncii, scenariul economic sumbru a creat un mediu social fragil, în care a scăzut numărul celor care consideră că au șanse să obțină un loc de muncă bun și să-și îmbunătățească nivelul de trai.